Am revenit și cu testul mașinuții noastre noi. Dacă vă aduceți aminte de telecomanda asta, este de la Lamborghini-ul care s-a stricat. Da? Iar pentru semnal mai bun putem ridica așa antena. Da, îmi pare rău. Dar e prea lungă antena acum. Bine, deci, hai să vedem. Deci aici este red-ul. Că ne relam. Da, deci. Stați un pic. Bun, deci așa se ridică antena. Deci pentru semnal mai excelent. Iar mașina, iată aici. În persoană. Merge foarte bine cu telecomanda Lamborghini, am și telecomanda originală, dar că nu știu cât de calitate de lucru, dar așa că am preferat să folosesc pe asta. Bun, hai să punem mașina aici ca să folosim cu grijă. Partea proastă este că nu știu cum fac cu telefonul să mai... Observați că merge excelent. Bă, asta e telecomandă universală, deci nu cred. Merge foarte bine. Super. Iubi! Uite, toate funcțiile merg. Deci asta, da, maș. Ce maș. Ce telecomandă faină. Deci asta e casă. Să vedeți? Opri mașina ca să... Uitați, asta este. Asta este mașina. Și cum putem să vedem? Înregistrăm și vecinii gălăgioși? Aceasta este mașina, e foarte detaliată, e foarte din plastic separat. Toate este din plastic, evident, dar calitatea este foarte bună. Și mașina este superbă. O să o punem noi pe proseacă, na. Ui! Bun, punem aici frumos. Da, deci... Deci 27 de MHz are, acum știu de ce merge, pentru că și mașinuța asta are 27 de MHz. Deci această telecomandă se poate folosi orice mașinuță cu puterea asta de 27 de MHz. Uitați, telecomanda, foarte frumoasă. Tapă. Foarte faină, e prima dată când văd o mașină cu telecomandă cu toapă. Poate că alții o scrie că nici nu. Că asta e o mașină foarte interesantă. Da, este foarte tare, este o mașină concept, din câte m-am înțeles. Ce e pentru direcția. Foarte frumoasă. El de colecție. Și în orice caz e atât de mică încât o să-mi cape perfect lângă tezoa negru care cocoța pe acolo, pun ceva. Îmi cer scuze pentru sunetele astea, dar vecini, nu știu cine de sus, îi apucă gălăgia. Atunci oamenii când se izolați pe acasă și se apucă de găurit, vă dați seama. Găvesc că ați în cap. Da, deci asta e foarte ciudat. Deci asta este mașina mea cu telecomandă.
Am luat-o pentru că vreau să mă am ceva de făcut și chestia asta cu izolatul m-a depresionat, așa că măcar mă voi putea juca cu ea. Și cam asta este și cu acest video, asta este testul mașinuței. Dacă v-a plăcut, să apăsați doar like și doar comentarii frumoase, bine? Bun. Deci doar comentarii frumoase și doar like-uri. Așa, bye!